Fetița de 5 ani, care a fost diagnosticată cu hepatită, a fost operată sâmbătă la Institutul Finney din capitală. A primit ficatul unui tânăr de 17 ani în locul mamei sale din cauza unei tulburări genetice. Medicul este optimist, iar acum starea copilului este stabilă. Donatorul, un tânăr de 17 ani, care avea moarte cerebrală în urma unei răni la cap, a salvat 4 vieți în plus față de cea a fetei. De exemplu, inima lui a ajuns la o tânără de 16 ani din Giurgiu care avea insuficiență cardiacă avansată. Transplantul a fost efectuat la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Târgu Mureș. Este primul transplant de inimă efectuat la Unitatea Medicală din Târgu Mureș în acest an. Specialiștii clinicii au scos anterior inima tânărului din Sfântul Gorghe la spital. Părinții Rebecai, o fetiță de 5 ani care a primit un transplant de ficat la Institutul Fundeni, au povestit Digi24 cum a început diagnosticul ei eventual de boală Wilson și cum li s-a spus că are nevoie de un transplant. A avut dureri abdominale bruște, urină închisă la culoare și a vărsat odată acasă. Când am ajuns la spitalul din apropierea orașului nostru, ni s-a spus că are hepatită și a spus că va trece în curând și că va fi tratat, nu mare lucru da. Majoritatea copiilor la această vârstă nu a răspuns la tratament, starea ei s-a înrăutățit în timp. Ieri nu știam că are boala Wilson, nu știam. El a spus că este genetic, noi nu știi dacă îl avem, îl vom testa. Știind că copilul tău urmează să fie operat, este foarte greu, este dureros, nu este o intervenție chirurgicală ușoară, este foarte dificilă, este foarte greu de recuperat, dar în cu ajutorul lui Dumnezeu, spere, a spus mama fetei. La rândul său, tatăl a recunoscut că vestea a venit ca fulgerul. Am observat-o atunci. Am încercat să ne motivăm reciproc. A fost greu. Există o singură persoană în România și aceea este fetița noastră. Sperăm să trecem peste asta și ne rugăm în fiecare zi pentru fetița noastră. Mulțumirile noastre din suflet părinților donatorilor. O treabă grozavă. Au salvat multe vieți, nu doar pe cea a fetiței noastre, a spus tatăl Rebecai. Transplantul a început sâmbătă după amiază la Institutul Findni, cu 10 medici care se întreceau contra cronometru pentru a salva viața fetiței, în timp ce părinții ei așteptau în holul spitalului. Fata este într-o stare de insuficiență.